Am aici un test, un programator pentru ATIN. Aici am ATIN 85. Este de aici. Calculatorul vede ca asta mi tutorial. E în tutorialul ăsta la SparkFun tot cum se la Arduino. E conectat ca placă ATIN 85 1 mega intern, iar ca programator e ales asta. Și deschidem altceva, Blink, și îl încărcăm. Ce ar mai face așa, fel de stroboscop, încarcă, așa se vadă ambele, încarcă. Deci acum l-am făcut să facă blink-ul clasic. Deci e extraordinar de simplu de programat. Asta.